Doamnelor și domnilor, întrerupem programul obișnuit ca să vă oferim o veste bună. Există semnale clare că puii de veveriță dispăruți de la domiciliul lor din orașul Bistrița sunt întregi și sunt tot acolo, în parcul din localitate, da. Deci n-au fugit din țară, cum s-a speculat. S-a spus că cei patru năzdrăvani s-au refugiat în Germania, trecând prin gardul de sârmă de la granița cu Ungaria, iar unii chibiți au zis chiar că s-ar fi dus spre Anglia, la Londra, să-și caute de lucru în Hyde Park. Doar că rezultatul Brexitului i-a dezamăgit și s-au întors din drum, repet. Pure speculații. Fiind mici, după o zi sau două în care au fost lăsați în volieră, au reușit să scape printre grate și se plimbau pe lângă volieră. Au stat mult timp pe lângă. Intrau, mâncau, ieșeau, până când au crescut. Nu au mai putut intra înapoi în volieră și au rămas în parc. I-a văzut multă lume, chiar i-au filmat. A declarat pentru Timp Online familia Iuga, cea care a vândut primăriei Bistrița cele 6 veverițe. M-am liniștit. Nu, că era deja o mare problemă. Mai aveau puțin și o puneau ăștia pe ordinea de zi la următorul CSAT, unde au dispărut puii de veveriță din Bistrița. Cineva a propus să chemăm pădurarii din Apuseni ca să-i caute pe ăștia mici. Deci, repet, nu mai e cazul. Cei patru pui sunt pe acolo prin parc. Puiuți au ieșit, sunt în libertate. Oricum, numai belele au făcut aceste animăluțe. După ce că a spart 4.000 de euro pentru căsuța lor, primăria a fost amendată de garda de mediu pentru că spațiul locativ ar fi fost prea mic, sub normele internaționale. În continuare, garda a amendat și furnizorul de veverițe, că n-avea acte de proveniență. Nu tu acte, nu tu revizii, nu tu ITP, nu tu termen de garanție, ce mai? Haos total, domnule. Iar acum, 4 din cele 6 veverițe au părăsit domiciliul. Gaură în gestiune. Primarul Bistriței, săracu, nici nu mai vrea să audă de subiect. Nimic despre veveriță. Pentru că după incendiul de la turnul bisericii din 2008, este subiectul cel mai mediatizat din municipiul Bistrița. Nu mai discut nimic. Ai normal că nu mai discută omul. La început i-a plăcut, dar după aia i s-a întors subiectul în freză. Așa e când vii cu idei de-astea crețe. Nu știu, faceți ceva, domnul primar, faceți ceva. Găsiți ceva ca să deturnați atenția de la animalele astea păcătoase. Mai sunt și nerecunoscătoare. Nu știu, tăiați copaci din parc, domne. Radeți o jumătate din pădure. Cumpărați un elefant pentru oraș, orice. Donați bani la Catedrala Mântuirii Neamului. Numai să nu vă mai streseze lumea cu veverițele.